Haideți să creăm o trupă și eu o să îmi frec numele meu în față. Eu pasist și normal că toți erați mă întrebat. Am venit rândul meu, am spus, eu vreau muzician, știi? Și unde tu bâlbâit, uite la tine, era în Slăbănog. Am cântat și eu niște chestii acolo cu, la basul meu primul, Ural, unde îi sărea dozele. Unde... Se făcea numai tractoare și baschitere. Mie nu-a plăcut povestea asta cu bătaia. Mie nu-a plăcut. Dacă nu mă ajuta el, eu nu era să fiu muzician. Totuși astea sunt oameni foarte, foarte importanți. Și din sărăcia asta și din slănină cu pâine la conservator, ocupații ori în șir, fără instrument, ai ajuns să lucrezi cu Tambalan în America. Mergeam la magazine și îi întrebam pe ea, zic, dar aveți porci de care nu s-au căciit, că iau numai carne, vreau slănină. Casă. Din America la căruța da, din sat. Da, da. De la Hollywood la da. Căruța din sat. Da. Până atunci nu făcusei muzică, nu știai note muzicale, nu făcusei școală de muzică. Bine, eu note muzicale nu știam până la conservator. N-avem documente muzicale. Dar învățam la Politehnică, unii băieții sunt foarte de treabă preța documentelor. Ciocnim. Ciocnim și facem calupul. Mersi mult! Ok, da, să bem. Hai, Doamne ajut! Hai prima să bem. Ciocnim pentru că ai venit la mine și îți mulțumesc pentru asta. Da, mersi mult de invitație. Ce bem? Ce este? Rară neagră. E rar, dar e negru. Rar și negru. Foarte care bine. E băutura ta preferată, apropo? Ai ceva? La momentul dat, e vinul ăsta. Când ești la țară, e vinul de la țară. Când ești în Franța, e vinul din Franța. Din Biș și din Franța. Da, nu am chestii cu au. Ai băut vreodată un vin din foarte mulți bani, adică foarte scump? Am băut. Eram în Los Angeles, cu Dan Bălan, era ziua lui de naștere și ne-a luat într-o local de fițe, unde erau numai actori, numai chestia asta. Și țin minte că Dan atunci a spus suma, era o sumă foarte, foarte așa pentru un vin. Cu multe zerouri. Cu multe zerouri. Eu l-am băut, părerea a rămas cu mine. Până la urmă ne-am seama că zerourile nu contează atât la calitate, depinde cum te uiți. Asta e gust, până la urmă. Zerourile, sigur că e o chestie de marketing și de management care să influ, să fie cât mai multe zi. Măcar era, adică ți-ai minte gustul, wow, un vin, wow. Pentru mine ăla n-a fost wow, a fost wow prețul. Uite, de obicei frontmanul unei trupe, unui proiect, este vocalistul. În cazul vostru, proiectului vostru, tu ești o excepție. Eu când am creat Alex Calancea Band, cu vreo 11 ani în urmă sau 12 deja, l-am creat pe un prototip de care trupe merg aici și mi-am dat seama că cel mai bine merg trupele de muzică populară, Lăutarii, Advahov, pentru că au și concerte, au public și sunt și iubiți. Să mă bagă în rock, în alte chestii, că am avut proiectul Rupt, unde mi-am dat seama că totuși nu avem public de rock. Da, putem să facem 2-3 concerte pe an, dar nu poți să ții oamenii lângă tine cu câteva concerte numai. Și l-am făcut după același principiu. Deci e o bază de muzicieni foarte buni care colaborează cu mai mulți vocaliști. Fix așa, este trupa Lăutarii, au toți vocaliștii cei buni de populară, a fost începând de la Ion Paladi și până la toată lumea. Aceeași chestie, am creat-o atunci, am colaborat cu Cătălin Josan, colaborat cu Guz, am colaborat foarte multă lume. Deci, și continui să colaborezi cu unii dintre ce... Bine, aia a fost prima etapă, pentru că atunci eram și, să spun, Robin Hood-ul ăla care mă luptam cu live-ul, să fie numai live, să nu știu ce, mai vroiam eu. Totuși, îți dai seama că un basist, într-adevăr, un basist probabil e cel mai nevăzut. Păi de asta spuneam la început. Trupă. Și n-a fost chestia că eu eram, sau întâmplarea că eu eram basist, și am fost producător și am vrut să mă bag în față. Nu. Din primele concerte am făcut unele solouri care mi-am dat seama că prind la public, pe urmă mi-am dat seama că trebuie să ies mai în față să mă joc cu ei și a mers totul foarte, foarte natural. Dar până atunci,
Cum a intrat muzica în viața ta și tu în istoria ei? Muzica probabil e în viața fiecărui și fiecare probabil se regăsește prin muzică. Zilele astea a fost ziua de naștere a fiorul meu, Damian, care am plinit 12 ani. Să-ți fie sănătos! Da, mersi! Și discutam cu el despre dorință, că puteți spuneți dorință, trebuie să lucrezi. Și el m-a întrebat, tata, dar tu ce dorință și când s-a împlinit? Și eu zic, păi, în principiu, dorința mea s-a împlinit de când cam eram mic, când eram printre a șasea, a șaptea, nu mai țin minte, atunci când s-a creat primul ansamblu muzical. De fapt, prima întâlnire cu muzică a fost cu când a venit la noi în familie cumnatul Victor și ne-a arătat vreo două acorduri la chitară. Și practic, din momentul ăla, foarte multe complexe au dispărut, nu că au dispărut, dar mi-am dat seama că cu muzica, regăsând-te muzică, poți să uiți de multe chestii, știi? Și muzica chiar m-a ajutat foarte, foarte mult. Adică cumnatul tău a fost cel care... El mi-a dat primele acorduri, pe urmă s-a întâmplat, eu zic întâmplare, dar precis, că n-a fost o întâmplare, ca într-un sat din Raionul Glodeni, în satul Cuhnești, să creeze un cerc muzical, da. Și eu să fiu norocosul ca să mă duc acolo și să merg să la bas-chitară, la regretatul, noi spunem Tarzan, Serghei Țurcanu, Dumnezeu să-l ierte, un băiat foarte, foarte bun, un iubitor de muzică. Foarte mult contează cel care îți spune semințele, știi? Dar câți ani aveai atunci când a venit cumnatul tău în familie? 6 sau 7, eu țin minte că eram... Până atunci nu făcusei muzică, nu știai note muzicale, nu făcusei școală de muzică. Bine, eu note muzicale nu știam până la conservator. Eu am învățat la Politehnică, nu avem idei de note. Conservatorul nu-i ca să te învețe note sau nu știu, dar să-ți facă orizontul ăsta mare. Pentru că chiar azi discutam cu Gus, care spunea că au să dispară probabil școlile astea muzicale, fiecare o să poată să iei oare de pe internet, oare... Și nu eram de acord, pentru că de pe internet poți să crești ca un muzicant, dacă un muzician și ca un artist, totuși trebuie să crezi într-o instituție, pentru că acolo îți dă și bazele muzicii și istoria muzicii și te formează complex. Eu tot am întâlnit cineva care a spus că cumva ceea ce poți învăța într-o lună pe YouTube înveți în 4 ani la conservator. Sau să zicem păi stai puțin, poți să îmblești 10 ani la conservator și să nu înveți nimic. Depinde ce vrei și cum e. Nu, din nou, conservatorul îți dă, te creează ca artist, ca personalitate, pentru că sunt multe obiecte, începând la armonie, până la solfegiu, la istoria muzicii, la literatură, la... Dar până la conservator, eu vreau să te întreb un pic, că ai spus cumnatul tău te-o, să zicem așa, introdus în lumea muzicii și eu spuneam la început că tu ai intrat în lumea muzicii și apoi în istoria ei. Și ai intrat în Republica Moldova în istoria muzicii. Nu, dacă vorbim de istorie, stai că mă sunt acum la 60 de ani și încă nu am făcut nimic, așa că... ce modest ești tu! Hai să vorbim o leacă despre copilărie. Cum a fost copilăria ta? Super, super. Adică... Fericită. Mulți copii în familie, prieteni, mahalaua, nu, e o poveste aparte, e o poveste care eu am cântat-o prin basul capricios, dar precis că o să mai cânt, înțeles că la basul capricios am fost la mine în sat, m-am inspirat din locurile alea și precis că o să mai cânt, dar sunt cât deja prin proiectul Lupii, pentru că sunt unele locuri superbe. Malul Prutului, Pădurea Domnească e lângă noi, crescut de la noi din geam. Se vede acea frumusețe de pădure, jos bălțele alea, era o baltă care acum, din păcate, a săcat. Dar era Ienăzbis în... Nu prea. Eu eram copilul, noi eram mulți, eu eram foarte mofturos, de-aia și capricios. Și basul capricios. Da, a avut Alex o legătură. Da. Nu, eram... Mie îmi plăcea să mă joc singur, în primul rând. Eu aveam fanteziile mele, chestiile. Sigur că și cu prietenii, dar mai mult mă jucam singur, mai mult adică eram... Adică nu au fost chestii care să-ți pun viața în pericol prin copilărie sau ceva, știi? Păi, în copilărie, mi-a pus în... Era să mă neg de vreo 2-3 ori. Țin minte odată o fază foarte faină.
La noi erau unele carieri unde s-a scos nisip, piatră și s-a creat o carieră de apă pe urmă și unde toți copiii se scăldau și era cariera întâi numai pentru copii, cariera a doua mai pentru maturi, cariera a treia și eu m-am dus la cariera a patru, unde pentru cei mai maturi. Și nu știu cum a luat valul, țin minte numai că vedeam valul, soarele, la un moment dat gata, știi, și văd o mână, zic, băi, oare e Dumnezeu, oare... și nu reușesc bine să ies și primesc și una în bot. De la tine? Asta era fratele meu care m-a salvat, de fapt. Și deodată a vrut să-mi arate că nu trebuie să mă bag. Și zic, băi, stai cu o mână, mă ajut cu asta îmi dai. Deci cu o mână mă salvez, cu alta da, mă da, no, nu, a fost ca o, fratele mai mare, fratele Oleg, ca o învățătură. O copilărie foarte interesantă cu scaldatul pe la ea. Pot să o compar și cu copilăria lui Ion Creangă. Chiar meleagurile alea, eu pe urmă mi-am dat seama că am avut o copilărie fericită și că locurile alea sunt superbe. Când am plecat de acolo, când eram sigur că tu nu observi, știi. Cum au reacționat părinții tăi când te-au văzut așa de entuziasmată de cumnatul și de chitara care au venit ba, atunci? Mică, n-au zis, părinții... hai, nu-ți fă muzician, că-i mor de foame sau ceva. Nu, îți dai seama, părinții erau lucrători simpli, tata brigadier, mama în câmp și copilul ceva face. Ai fost și tu cu ei pe la brigadă? Da, pe la... da, la toate în fiecare vară. Le știi să dai cu sapa, cu da, ce trebuie de făcut? Știu ce le fac. Da, da, încă eram lucrător de ăsta cum cândva la ruși, cum... Cu normă întreagă. Trudavichii sau cum... da, da, da. Nu, e, cu lucru am fost deprins. Și după asta te-ai dus la Chișinău, la... universitate. După asta părinții au spus că e bună, e muzică, dar du-te la Politehnică, dragul mame, și fă inginer și vrei societatea, nu o să-și de cap cu muzica. A, dar tu le-ai spus că vrei să te faci muzician? Nu, eu nu aveam șanse. Înțelegi, din nou, nu a fost o întâmplare, dar a fost la Dumnezeu așa, pentru că dacă veneam direct după școală, frustrat, rușinos, eu 16 ani am stat în sat. Da. Rog, eu în Chișinău am fost după 16 ani. Da. Cu siguranță că nu aveam nicio șansă nici la colegiul Ștefaneaga, la conservator, nici nu mai doresc. Nici nu mai vorbesc. Deja după Politehnică, în al doilea an de Politehnică, am început eu să activez cu unele trupe de așa numitul rock din subsoluri. Mai mult fumat, mai mult băut, dar ne plăcea așa tare. Așa se face era... arta. Vai, așa mari de arta aia. Erau unele festivaluri acum, și acum mi-am aduc aminte, era Sticleașca. Am citit în timp, o scris da, despre asta. Da, eu am fost prin am văzut festivalele alea. Am văzut diferite chestii. Era entuziasm foarte, foarte mare, știi? Deci atunci, apropo, cam toată muzica se făcea pe entuziasm. Da, acum s-a schimbat. Chiar și studenții mei mă uit că una, două și vor bani. Atunci era entuziasmul nebun. În rest... Sărăcii, da, ani, îți dai seama, începutul la 2000 ceva de felul ăsta și deja în anul 3 mi-am dat seama că... Deci tu ai făcut 3 ani de Politehnică ca la mal, cum ar fi Stinoți. Nu, eu primul an era ok, al doilea an mi-am dat seama că totuși nu vreau să fiu inginer, îmi plăcea gașca, dar nici hohmele, nici nimica, nu... Totuși băieții erau ingineri, erau... Mai realiști, să zic așa. Nu, de ce? Nu, când spun realist, înseamnă că este profilul uman. La o băutură în Politehnică, în căminul de acolo, să vezi și realism. Nu, mai panși chiar ca... Apropo, în Politehnică am făcut mai multe nebunii și am fost cu mult mai punk decât în conservator și la băieții de la art. Așa că muzica da, totuși te... Zici ceva și-ai făcut da, acolo. Diferite. Nu mai zici. Nu, acum vedem, nu știu, diferite chestii. Ți-mi minte, începând de la bătăi multe... Aha, sigur. Te-ai bătut? Da, eram... Bine, m-am bătut. Mai mult l-am. Dar mă băgam... Eram prea dus. În Politehnică totuși s-a băut mult atunci. Așa erau timpurile, nu numai în Politehnică. Dar toată faza a fost că la un moment dat, mi-aduc aminte, eram cu unii prieteni și la fiecare
își dorea sau visul lui, știi, ridica paharul și spunea că eu așa. Și eu, când am venit rândul meu, fiecare, unul a spus că banchir, unul nu știu ce, și noi, a, da, bravo. Când am venit rândul meu, spus, eu vreau muzician, știi, la care ei au râs, știi, m-au luat în derâdere și eu am rămas așa, zic, stați puțin, eu am făcut muzică, ha, și ești mai tare, unde tu bâlbâit, uite, uite la tine, era în slăbănoc, nu știu, meci de ăsta care bei trei voci și bine că cu băutura eram destul de tare atunci, pentru că trebuia să fii, altfel. Adică bei mult, dar nu te bătai. Adică nu știu, eu probabil am băut atunci tot și pe urmă, acum deja am, nu știu câți ani, vreo 20 de ani. Când da, nu, când o râsii atunci de tine. Pe când a râs, pentru că eram tot la o, dar eram știi cum încă, nu tare, spre, eram așa, afumat. Și mi-am dat seama că, pe stai puțin, suntem gașcă, eu am aplaudat că tu vrei să fii banchir, dar eu vreau să fiu un muzician năpârlit sau nu știu ce, și tu măcar nu mă susții, îți bat joc. Și mi-a fost chiar, a fost așa, știi, puțin, am fost obișnuit. Indignat, da. Și nu știu, pe urmă s-a întâmplat așa că am ajuns în sat, la toți la băieții care, cu care am cântat, de la primul meu profesor, dar el deja, din păcate, era decedat, am luat o carte de baschitară unde erau primele note. Și am venit, eram, trăiam, apropo, lângă Piana Iugă. Unde am filmat noi la Prime Reportajul. Da, trăiam pe strada Dimo, băi, și acolo foarte mult. Am fost tăiat și cu cuțit acolo de niște narcomani. De gopnici nici nu mai spun. Dar câți ani aveai? Atunci erai la... Eram în Politehnică, anul... Nu, când am fost... Nu, stai. Când am fost cu cuțitul, eram la Millennium. Deci eram anul 3 undeva la... Nu, anul 2 undeva la conservator. Pentru că în Politehnică eram mai așa, mai făcuță, pentru că mai făceam și sport. Cum am apucat de muzică, m-am lăsat, știi, cu muzica te moaie, te duce în ceruri, nu știu ce. Ore de, da. și ți-mi minte și acum faza că pe urmă, dar mi-am dat seama că noaptea totuși trebuie să nu fii în căști și să te uiți la copaci, la umbră. Dacă eu eram cu căști, mă uitam la lună și la un moment dat, bum, bum, când au năvălit ca niște câini, știi? Erai cu chitara? Pentru că eram cu un rucsac, mi-a luat rucsacul, normal, cu toate documentele, mai bani ce mai avem, nu știu ce. Bine, eu știam cum, fratele meu era polițist pe atunci și el m-a instructat când dai peste din ăștia așa, mai ales dacă sunt mai puternici, te lăși moale, nu te faci nimic, te lăși parcă ți-ai pierdut cunoștința. Deci el totuși am mers după spusele lui și a fost ok. Am ieșit. Ai scăpat? N-am scăpat. M-am dus în casă, mi-am luat și eu cuțitul și am luat și pe el și am început să fugim prin parc după ei. A fost o nebunie totală. Deci nu, n-am putut eu pur și simplu să... Uite așa. Da. Pe urmă, au mai fost unele cazuri care tot... dar deja eram foarte bine pregătit și deja a fost foc și pară. Dar știi ce ai pregătit? Ai făcut karate sau ceva? Nu. Pregătit când ești pregătit și psihologic. Deci când tu te aștepți, pentru că acolo era... Deci pe vremea aia erau numai gopnici, era ca un cuibar, știi? Când nu te aștepți, atunci mă luase prin surprindere. Eram totuși căști pe... Ascultam muzică, eram în ceruri. M-au dat deodată jos la pământ. Apropo, după cazul ăla, mi-aduc aminte, vreo jumătate de an, noaptea aveam un șuher de ăsta, știi? Adică, întâi, dacă preșeam pe întuneric, să dai ochiul, adică tot era sub control, toată chestia. Erai foarte precaut. Da, pentru că tot pățitul e perceput, până la urmă. Da. Mie nu-mi plăcut povestea asta cu bătaia. Mie nu-mi plăcut. Eu vreau să te întreb, apropo, despre faptul că atunci băieții au râs de tine. Au fost în viața ta oameni care te-au descurajat totalmente în activitatea ta de basist? Nu, că mă descuraj. Hai să spun o altă chestie care... Eu țin minte primele concerte la Palatul Național, unde eu făceam cât de cât programul și spuneam și aici o să fie un solo de bas. Și toată lumea, puu! Ce solo de bas? Bas, bum, bum. Cum solo de bas? Nu. Deci m-am luptat foarte mult cu chestia asta ca
în fiecare concert, trebuia cumva să mă remarc. Ca apoi, peste mulți ani, să mă sune cineva, adică cum vrea la concert și îmi spunea, dar neapărat să fie și să o luau de bas. Sigur că de la început încurajarea era zero, pentru că totuși e bas. Adică strâmbau din nas la început. Nu strâmbau din nas, dar știi cum treaba ta și faci, dar vezi că dacă o să fie ceva nașpa, o să primești tu. În sensul ăsta, știi? Adică, bine, până la urmă, eu nu cred că trebuie să așteptăm în viață încurajări. Dacă ai un scop și ai o chestie, trebuie să lupți, trebuie să muncești, trebuie să creezi, în primul rând. Tu ai renunțat la Universitatea Tehnică și următorul an imediat ai dat la conservator? Vrei chiar să mă deschid așa cum trebuie, să dai seama, eu nu avem note, nu avem documente, nu avem nimic și eu am nimerit la conservator. Totuși nu la conservator, am nimerit la Institutul de Arte. Din nou, întâmplarea. Eu țin minte când m-am dus la Vermea și am spus că, uite, Vermea era anul 3 la NAI, la conservator, și am spus, uite, vreau să intru și eu la Institutul de Arte. Și am spus, wow, stai, tu nu te știi, nu? Solfegiu, știi, nu? Armonie, nu, aceea, nu, documente, nu, ce... Dar eu spun, da, tare vreau. Și el zice că e vrerea aia. Și asta era practic imposibil. Era, nu, totul e posibil, poți să întrebi vecinii de pe Dimo cât le-am bătut eu capul cu basul ăla în toate nopțile, așa că ea spui că e posibil, ăsta e nebun. Deci m-am apucat să studiez note, m-am apucat să studiez clasică, m-am apucat să studiez solfege, m-am apucat să studiez armonie, la un moment dat îmi dădeam seama că nu înțeleg nimic, că nu știu ce, într-o zi eram cât de cât fain, 3 zile eram cu băi, unii mă bag, până nu m-am dus la institut, când mi-am dat seama că la conservator totuși nu o să pot. M-am dus la institut și norocul meu a fost că dumneavoastră ierte domnul Kazakov la catedra domnului Ciobanu de aerofonice, trebuia a doua tubă și basul vine ca și tubă. Ei făceau o orchestră simfo-jazz, ceva de felul ăsta. Și atunci eu am nimerit așa, știi, la țanc. La țanc. Da, și domnul Kozakov, țin minte și acum, mi-a dat niște note, ceva simplu, scând, și eu spun, nu, dați-mi notele și aduc mâine și cânt. Și așa dat seama că ceva trebuie e neregulă, da. Țin minte, examenul meu a fost foarte caragios de intrare. Sigur că am cântat și eu niște chestii acolo cu, la basul meu primul, Ural, unii sărea dozele, unii se făcea numai tractoare și baschitele. Da, da, și eu singur nu știu cum, pentru că de felul meu sunt cam rușinos, adică eram și cum am dus și cum am făcut pasul ăsta, că mi-am dat seama că o să râdă tot comisia, eu încă și la bas, sigur că tot s-a uitat așa, nu mai țin minte acolo care a fost faza, dar după ce am cântat clasic, am mai cântat una și am văzut că comisia se uită serios deja. Și zic, băi, stai că nu e chiar așa de... Deci, ca să înțelegi toată faza, bine, eu în Politehnică învățam cât de cât ok, în școală am să vii bine. Când am dat examenele de intrare, eu m-am dus și sigur că am început să mă caut printre ultimii. Și zic, hai, înseamnă, nu. Și eu eram al treilea. Deci, eram al treilea de la început, cu notă bună. Și când am văzut, m-am uitat, am stat așa vreo 5 minute, m-am dus în toaletă de la institut și am început să dansez. Deci a fost o chestie, eu nici de cum, bine, eu speram, eu vroiam. Acum, dacă deschid încă unele paranteze, a doua fază era că eu nu avem documente, dar învățam la Politehnică. De ce nu le aveai? N-avem documente muzicale. A, băi da, n-aveai școală muzicală. Deci n-avem nimic, dar învățam la Politehnică, unii băieții... Sunt foarte de treabă prința documentelor. Gata? Atunci, acum, sigur că te ia. Acum nu. Atunci a făcut, pentru că, până la urmă, șeful catedrei sigur că și-a dat seama că ceva e în regulă, dar, bine, eu mai am chestia asta de a convinge oamenii, spun că, băi, totuși, până la urmă, documentul e așa, muzica. Și... Am intrat asta pe prima fază, primul an a fost jale. Prima jumătate de an
Îți dai seama, acolo totuși băieții veneau pregătiți, veneau după colegii, veneau... Eu eram... După neaga, după... Da, așa. Eram varză, toată lumea cam așa, nu știu ce, cu râste, cu... Dar stăteam acolo ai foarte stat mult. La Armeniască 40? Nu, sau n-am stat la Armeniască, că nici la Hristobotev... Adică n-ai stat la Cămin? Nu, nici bani nu aveam de asta, eram în gazdă la frate meu, eram zero bani. Dar zero bani, am trăit ani întregi, am trăit, deci nu știu în cum. Sărăcie lucidă. Da, cum acasă mi-era gen să sun, să cer, sau, pentru că am mers puțin împotriva părinților. Asta totuși, ei nu au vrut, ei nu au știut că tu lași tehnic politehnica. Inginerul să ai o bucată de pâine mereu, dar muzician ce dar ce când ai lăsat politehnica și te-ai dus la conservator, ei știau? Nu, eu le-am spus pe urmă, eu le-am spus că, uite, fac paralel, așa și era chestia, să le fac paralel și la un moment dat mi-am spus că ce să mai târâi și aia, dacă conservatorul de-abia mergea. Deci primii ani de conservator a fost ocupație foarte multă, neînțelegeri cu mine. Nu știam, eu căutam ce înseamnă artă, ce înseamnă, știi cum, uite, vezi paharul și îl desfaci, te uiți prin probietă, ce particule are sticla, fix aceeași chestie, vreau să o caut. Am studiat foarte mult, am citit multă filozofie ce înseamnă artă și îmi dădeam seama cu cât citesc mai mult, cu atât nu înțeleg mai mult, știi? Până am lăsat totul așa baltă, dar peste o anumită perioadă și mi-am dat seama că arta ca tare e o chestie foarte simplă, arta e ceea ce e noi, arta e ceea ce transmitem, arta e... Dar a fost bine, că totuși am absorbit foarte multe. Primul an a fost nașpa. Ai câștigat bani fiind și vânzător vreo lună, nu știu cât. Nu, numai nu știu ce n-am făcut. Am fost, ți-am minte cel mai nașpa, m-am simțit când am fost paznic. Când am fost paznic, la un moment dat... Deci păzei. Păzeam un magazin alimentar, dar nu știu de ce, pe noapte stângeau căldura și era frică. Economii. Și trebuia cumva să alerg prin el ca să... Deci, nu, era... Am fost și... Dar era la conservator deja, era anul 1-2? Paznic era anul 1-2, da, perioada când era aia. Când era și aiurea la facultate, nu era apreciat nici acolo și de acolo bani și de acolo vânzător. Era jale din toate părțile. Fratele meu Oleg, minte tot, eu stăteam la el și deseori eu spuneam, mă, ce te-ai apucat de muzică, uite, du-te în Moscova, du-te lucrează, du-te undeva, și eu nu, și mai ales când vede cărți și nu știu ce, și eu tot studiere și el deja s-a uitat la mine ca la un loc de celălalt, știi, care, păi, știi cum, dă-i pași, vrea și ăsta, știi, ca cupchilul și ăla, tată, vreau și eu, da, măi, numai pași, era fix așa, ești pază, și se minte odată, nu știu ce, ne-am luat noi la o ceartă, chiar la bătaie, știi, cu el, dar bine, era bătaie ca între frați, da. Ca pe urmă stai și scurge mușii și plângi și te fupi cu dânsul, știi? Și eu i-am spus atunci, eu am să-ți dau ție înapoi de 4 ori mai mult, pentru că el m-a, toată perioada aceea, el m-a ajutat foarte mult. Ca pe urmă să se întâmple într-adevăr așa, că el a plecat la Moscova, i-a fost destul de complicat și eu mulți ani și chiar și până acum noi avem, bine, noi cu familia avem o relație foarte, foarte strânsă, dar pe el l-am ajutat foarte mult și îl ajut cu mare drag, mereu. Pentru că știi că ai primit și tu la rândul tău ajutor de la el. Dacă nu mă ajuta el, eu nu era să fiu muzician. Totuși ăștia sunt oameni foarte, foarte importanți, ăștia care de la început te susțin. Sunt oameni, practic, care, datorită lor, e și succesul tău. Ai plâns atunci vreodată când ai fost paznic? Nu. De ciudă și de jele. Nu plângeam, dar atunci eram fanat Dostoievski și tare bine mă regăseam un personaj de la din Dostoievski, știi? Din Crimă și Pedeapsă. Da. Deci nu știu, ce îți spuneam, perioada aia, să-l numim așa, perioada gruzului, gruzul ăla, eu îl port în mine,
Din păcate, vreau câteodată să o scot. Bine, îmi spune, mulți îmi spun dintr-o parte că totuși este minim doza asta, dar e o chestie care totuși e motivațională. Eu nu doresc, eu totuși am fost omul care nu prea am avut norocul ăla ca să mi se dea mai repede. Eu doresc oamenii să aibă noroc, să nu treacă prin chestia asta. Nu e bine să duci, nu știu, acolo să nu ai ce mânca sau nu știu ca să numai să citești. Să... Nu, totuși trebuie să fie altfel. Asta a fost la mine. Eu chiar cred că oamenii atunci când trec printr-o perioadă grea, ei pot să crească. Știi, când totul e bine, tu tusești, te duci, te distrezi și așa mai departe. Dacă uite când ți-e greu, stai, cercetezi, citești filosofii ca tine sau Dostoievski. Eu cred că atunci crești. Tu nu știi în ce condiții erau, pentru că în prejurul meu acolo era un cămin, erau polițiști, cândva, ca să regleze între polițiști și foștii deținuți, jumătate de cămin pune deținuți, jumătate de polițiști. Era un cămin din ăla, unde normal contingentul, când mă vedea cu filozofii și cu din asta, uita la mine ca la... Deci, o discuție clară și normală, nu prea avea acolo cu cine. Dar oameni foarte de treabă, dar cu totul în altă direcție. Ca pe urmă... Alt concepte de viață. Ei văzându-mă la televizor și chiar și acum, când mă văd cu ei, tot nu le vin a crede. Deci nu le vin a crede pentru că când tu stai la mine, zici cu necăjutul ăsta. Deci, știi cum, omul, nu știu, probabil, eu așa spun, dar efortul a fost mare. Și din sărăcia asta și din slănină cu pâine la conservator, ocupații ori în șir, fără instrument, ai ajuns să lucrezi cu Dambalan în America. Ai, până la Dambalan a fost faze multe. Până la Dambalan, visul meu era altul atunci. Sigur că vroiam bani. La un moment dat am zis, băi, gata, zic, cu stomacul, cu ran, nu știu, și am spus că nu. Erau unele contracte venise de pe corabii se plătea la $1,000 sau nu știu cât, și zic, wow, deci ăsta deja devine să țeau, pac, știi? Și la un moment dat am dat și un casting, gata, eu mai să fac documente, zic, gata, ales conservatorul, când dau seama că acolo... Încă nu absolvisei. Nu, eram în anul 3 undeva sau 4. Și când pregăteam deja documentele, când vroiam tare, a apărut Iguraș Buzurniuc. Într-o iarnă, din nou iarnă. Era iarnă, noi eram la catedra... Eram la catedra aerofonică a Institutului de Artă. Asta era ca o căsuță mititică părăsită. Dar se făcea muzică foarte bună acolo. Și a apărut Iguraș Buzurniuc, intră de el, mitel, cum așa, dârs. Eu vreau aici, am venit să caut Băsești. Păi Băsești unul, eu să dau ce? Haide la Mileniu cât trebuie Băsești. Păi merg, eu cânt la bas, eu știu că voi cântați pe voce acolo. Nu o să trebuiască voce. Nu știu cum ne-a făcut Igor, în vreo jumătate de oră eu eram deja cu trolebusul, eram la Mileniu, în fața lui domnului Vlad Gorgos, știi? Și, hai, eu îi dau cu basul, ei, basul e bun, lasă basul, ia cântă. La mine cântat în zero. Nu știu, din nou, eu sunt ăsta care nu mă pierd cu firea. Nu știu ce am cântat, cum am cântat, băieții... s-au stricat de râs, dar concursul l-a trecut. Am luat și le-am cântat ceva. Și anume, Trandafir de la Moldova. Nu, am cântat de la Nicole Fanti, s-am cântat pe versurile lui Stănescu. A venit toamnă. Din nou, s-a întâmplat așa că Igor m-a adus la Millennium și el singur peste jumătate de an a plecat cu Sandu de la Millennium. Și eu am rămas acolo, a fost Millennium într-o pauză de jumătate de an, unde cântam voce și, nu știu, mâncam deja, am început să mâncăm puțin mai binișor, chifir cu pâine. Deja era o altă... Delicatese. Dar un moment foarte important, dacă din nou vorbim de perioada aceea de... Când a venit... Când Vlad a spus că, băi, uite că ar fi fain să cânt, și a spus, stai puțin, eu am contract, am altă chestie. Și ți minte și acum, era, îți spuneam că era iarnă și la un moment dat mă îmbolnăvis, mai aveam o gripă, nu mai știu ce. Și Vlad mi-a dat până la 20 să mă gândesc dacă particip la Millennium și nu. Și m-am dus în parc și am stat vreo oră așa, singur cu mine. Și așa,
să încerc cât de cât. Eu știu că visul meu e corabia, dar să încerc așa să mă duc înainte. Ce o să fac eu pe corabia și ea pe urmă, știi? Și am dat-o înapoi și am dat fix așa cu mileniu. Și sigur că am ales din nou chin, din nou muzică, din nou așa, dar mi-am seama cu mileniu să deschid unele uși. Știam că acolo este Nicolae Caragea, Sergiu Teacă, un basist superb a Republicii Moldova și mi-am seama că din moment ce nu am familie, corabia mai așteaptă, corabia o să reușesc. Și a fost un pas din nou complicat, dar decisiv foarte pentru mine și uite, cu pasul ăsta chiar mă mândresc că l-am făcut așa. A fost greu la mileniu, dar gașca a fost de milioane și de aia nu știu, și acum ținem o legătură foarte bună și cu Sandu Gorgos și cu Marin Cipotar, cu Lucian Rusu, cu Nadine Trochin, care e vocea jazzului bucureștean, superba noastră Nadine. Sigur, cu Iguraș Buzurniuc noi am cântat și la Dambala. Deja când la Millennium nu mai avem loc unul de altul, pentru că așa e trupa aia. Din moment ce totuși din trupă face o familie și trebuie să stai să-l vezi pe om 12 ore din 24, la un moment dat te saturi de el. Și cum s-a încheiat contractul, era un an nou, s-a încheiat contractul și noi am spus-o așa, pe de dreptul unul altuia. Să te bag. Prietenește, muzical. Și ne-am împrăștiat. Și pe urmă deja a venit Igor cu propunerea cu Dan Bălan, care mi s-a părut destul de ok, numai că nu prea înțelegem ce face Dan, pentru că el deja avea era buzonul, în America. Nu. Era la Ozon. Ozon era cel mai tare trupă de pe planetă. Mai Yahoo și eu zic, stai puțin, el are Ozon, el are... Da, Dan din nou, Dan e un nebun și mai nebun ca mine. Ăla e omul care cucerește munții dacă vrea. Are o vrere mare și o putere de voință. De voință superbă și îl simesc foarte mult și ca producător în primul rând, pentru că Dan totuși e un producător cu o intuiție bună. Și el a vrut un alt vis de lui. A vrut în America, a vrut rock, am vrut, a fost super. Deci nu vreau acum despre America, pentru că o spusem foarte mult. Niciodată nu m-am gândit că eu, ăla care mi-a arătat primele acorduri cumnatul meu în satul de lângă Prut, să lucrez alături de Jack Joseph Puig, unul din cei mai mari producători al lumii, unde el are și plug-in-urile astea, Waves. Totuși Dan a fost ăla care, în primul rând, probabil și pentru mine și pentru Iguraș, a scos complexul ăla de muzician din Republica Moldova, din noi, pentru că noi ne-am dus acolo ca pionieri, nu știu ce. Și pe lângă asta, ce mai important, ce am luat de la Jack Joseph Puig, că nu ne-am străduit noi să facem rock, să facem nu știu ce, noi totuși trebuie să fim noi înșine prin muzică, prin... De-aia, apropo, cu timpul mă întorc la lupii, mă întorc la rădășini, mă întorc la unele chestii care ne reprezintă. De folclor, așa mai departe, legătură, relația folclor. Eu țin minte, Jack Joseph Puig, cum ne-a întrebat că și unii Moldova asta și noi, uite, între România și Ucraina, și el zice, dar este precis ceva? Zic, este. Și el a spus că, dar care e chestia? Pentru că el ne-a schimbat atunci și un partituri, eu le-am făcut după ce studiam eu, Wooten, Miller, nu știu ce, și era spus, wow, stai, tu nu ești Wooten, nu ești Miller, nici nu ești american, tu ești moldovan. Fă-li cum... Autentic. Da, și foarte mult a contat simplitatea și cum el a discutat. Adică, bine, asta sigur că datorită lui Dan, pentru că Dan însuși eu, nu știu, e moldovean, dar e atât de deschis în multe chestii că eu mereu spuneam că el nu s-a născut aici, el s-a născut în showbiz-ul mare. Cu Dan chiar am avut noroc, din nou, o treaptă și mai mare. Și să știi, cea mai interesantă fază care, din nou, am mai spus-o de multe ori, dar... În America. Da, în America, bine, la un moment dat Dan și-a dat seama că a investit foarte mulți bani, a lucrat mult, a lucrat fain, dar și-a dat seama că totuși rock-ul e o trupă de festivale, rock-ul e o trupă care trebuie mereu să scoți, mereu. Și el și-a dat seama că ar face cu mult mai mult în industria pop. Deci el a avut curajul să investească. Albumul a ieșit superb. Deci n-a ascultat nimeni piesele alea. El a avut curajul să spui că, bă,
eu îl pun pe pauză. Poate cândva o să-l face. Eu mă apuc de altul. Și a făcut Crazy Loop. Deci îți dai seama. Da, îți dai seama, omul a investit atâția bani. Mulți. Deci mulți bani. Să trăiești în Hollywood. Și la un moment dat spui că nu, investiția e bună, dar o să mă apuc de altă chestie. Deci asta trebuie să ai, cum spune la noi la muzicieni, trebuie să ai coaie. Pentru așa ceva. Păi el a făcut bine, dar hai să spunem alte faze. A făcut Crazy Loop, care nu ne părea că merge. Tot el era nemulțumit de Crazy Loop și a creat Dumbelan. Dar când a ieșit deci, Crazy Loop, tu deja revenise în Moldova? Da, noi eram în Moldova, deci la un moment dat Dan a spus că uite așa, e punem pauză. Punem proiectul da. Pe stand-by. Și ne-am întors în Moldova din nou. A fost complicat, îți dai seama. Tu erai în Hollywood, noi eram gata de prins cu am stat un an și ceva acolo, am stat între americani, am stat în industria aia și te întorci în Chișinău, unde practic nu se întâmplă nimic. Mai ales noi eram apucat vreo depresie, vreo anxietate? Nu m-a apucat pentru că mi-am dat seama că nu trebuie să stau în Chișinău și am plecat din nou la rădăcini, am plecat în sat. Și am stat o toamnă întreagă în sat. La lucru. Ce ai făcut? La lucru. Pe atunci aveam căruță. Aveam cal. Calul, cu... M-am dus casă... Din America la căruța da, din sat. Da, da, pentru că altfel aici... De la Hollywood la da. Căruța din sat. Da, da, corect. Și, wow. Și toamna mi-am făcut un restart. Ai strâns roada? Da, am strâns roada cu mama pe câmp, ți-mi minte că mama are, bine, e așa, are tot un caracter de ăsta, așa, ți-mi minte unele faze care, da, care e... Nu avem timp prin lucru nu avem timp să mă gândesc să mă gruzesc, știi? Am strâns roada, dar când s-a făcut așa mai spre octombrie, spre noiembrie zic, băi, trebuie să mă duc în Chișinău și să încep și am dat în Chișinău și încet și ori am început unele chestii și peste vreo jumătate de an am creat Alex Calancea Band. După Alex Calancea Band, asta e un subiect atât de larg și atât de mare. După, din nou, am studiat cine activa și cine aveau concerte. Mine mă interesau totuși scena concertistică, nu nunțile, nu cumătriile. Concerte aveau lăutare, vedeam cel mai des afișele în frații Advacov și atunci am făcut Alex Calancea Band după prototipul acestor trupe. Despre America mai am o singură întrebare. Ea e așa cum o vedem noi în filme? Ea e fix așa cum o vedeți voi în filme. Numai că dacă te duci acolo, o vezi altfel. Cum? Cum altfel? Fiecare vede prin prisma sa. Tu cum ai văzut-o? E plină de perspective? Te-ai întoarce acolo? Eu am ajuns cu Ghenadi Barbu. Iguraș cu Dan a zburat mai din timp. Și noi am ajuns am stat la un hotel noaptea aia când am aterizat și ne-am sculat a doua zi, am ieșit soare, palmier, ca în filme, wow! Și Ghen spune, hai să luăm burrito, burrito, mâncare mexicană și da. Wow, dar eu aici de prins eram destul de alentat, deja trecusem la mâncăruri cât mai de casă, cât cărniță de casă, deja era perioada aceea care așa. Și când ne-am dat seama după prima gură a buritului, că buritul nu-i pentru mine, aceea nu-i pentru mine. La mine cea mai mare problemă a fost cu mâncare. Eu totuși vreau mâncare de aici. Cu gust, da. Mergeam la magazine și îi întrebam pe ea, zic, da, aveți porci de care nu s-au căciit, că iau numai carne, vreau slănină. Deci era în porci ca să nu... Da, nu mă mușchi, adică... Și bine, la un moment dat găsesc un magazin rusesc, unde erau foarte multe produse din Rusia, unde mă procuram de acolo mâncare. Dar, cărmați? Da, totuși... Știi cum, probabil chestia asta, când cândva am dus în foame pe mine tot timpul, știi, la mine mâncărurile totuși și mereu când în turnee, în asta foarte mult la noi, mai ales când am făcut turneele cu Dan, mâncarea și hotelul trebuia să fie cea mai înaltă calitate, da. În America nu, e totuși țara tuturor posibilităților, e o țară foarte mare, cu industrie mare, totuși acolo e showbiz, să nu uităm că lucrurile sunt altfel.
Eu mi-am schimbat... eu eram îndrăgostit de jazzmeni mari și mi-am dat seama că cu $10 eu putem să-l văd așa și să stau cu el și el să spună că totuși jazzul e o muzică unde nu faci bani, știi? Uite, în Europa, la voi, acolo cu jazzul se mai face, știi? Adică mi-am schimbat puțin conceptul pentru că am văzut că e o țară a comerțului și showbiz înseamnă comerț. Acolo showbiz, într-adevăr, e eu și vând. Industrie creativă. Da, e industrie mare, e industria rock-ului, a R&B-ul, cum se vinde, cel mai mult se vinde country. Deci e cu totul altă chestie decât aici. Trupele mele preferate, care eu aici au, mi-am dat seama că acolo eu pot să le văd cu $10 și unele trupe care niciodată nu aș merge, ele costau de la cel mai ieftin bilet de la €100. Adică e cu totul altfel. Totuși, Europa respiră mai artistic, să-i spun așa. Te-ai întors din America, te-ai dus în sat la Căruță și din sat la Căruță în iarnă ai venit la Chișinău și ai fondat Alex Calancea Band. Cum s-a format proiectul ăsta? Da, apropo, l-am fondat în noiembrie. Da. Păi cum? Am luat muzicieni. Era Marcus Elski, Sari Vătavu, Vladimir, care... acum în America, Colesnikov, Petrica Moiseev. Nu mai țin minte toate. Erau gașcă multe de muzicieni și... Toți erau sub aripa ta. Tu erai nu era sub aripa mea, că îți dădeam seama. Haideți să creăm o trup și eu să îmi frec numele meu în față. Eu pasist și normal că toți erau să mă tremat. Prima întâmplare a fost la o podcoavă, unde băieții au discutat cu mine, că știam că aș putea aduna trupa. Eu am adunat trupa și nu știam cum să o denumesc și până m-am gândit și am pus trupa lui Alex Calancea sau ceva de felul ăsta. Ei s-au revenit cu ideea. Ideea pare că a venit la Sergei Urlov. Că el atunci, noi prieteneam foarte, foarte bine cu el, producătorul Oli Tir, acum cu Lida Isac, și el a spus că îi mai trebuie ceva. Și mi-am adus aminte de unele trupe din America care acompaniază, că își mai pun numele lor și pun band. Și am pus chestia asta cu band, știi? Care nu m-am gândit eu pe urmă să mă cunosc copiii. Are scala ce band, bună ziua! Crezând că asta e numele meu. Faci parte din familie, numele da, de familie. Da, da. Și așa a fost. Primul concert, Alex Calancea Band, cine să ăștia, nu știu ce, dar a mers. Care a fost cel mai scump instrument a tău? Uai, probabil primul instrument e cel mai scump și îți spun de ce. Pentru că, pe urmă, acum eu am foarte multe instrumente, am de colecție, am știi cum, mofturile mele, mine Dumnezeu m-a ajutat să-mi fac toate mofturile, știi, adică slavă Domnului. Primul instrument e cel mai scump. Vezi că nu-i de lemn și nu merge, adică da, trebuie să bați în lemn. Noi eram 5 în familie. Serghe Țurcanu a spus că e bine să studieze, că băietul are talent, dar îi trebuie bas-chitară. Dar bas-chitara costa, nu știu să spun, costa la vreo 80 de rubli. Păi da, îți dai seama, 80 de rubli bani grei. Mie mi-era rușine să cer de la părinți suma asta. Pentru că eu îmi dădeam seama, deci mi-era rușine, nu din sens că eram rușinos, dar ar fi fost o îndrăzneală foarte, foarte mare, pentru că sunt 7 în familie, unde trebuie să hrănești, să-i speli, la noi așa s-a întâmplat că când Vasilic, fratele mai mic, era în clasa 1, Tatiana, sora mai mare, era în clasa 10 și eram, știi cum, cam din 2 în 2 ani, da. Și atunci am apelat la fratele meu Iura, unde am spus că, băi, tare vreau. 80 de rubli, te rog. Nu, am spus că tare vreau, să nu spun numai eu, dar să-mi să iei și tu apărare. Și ne-am dus la mama și am rugat-o și nu știu ce, că nu știu. Și mama a spus că mai vezi, poate să mai cedează. Și primul Uralul ăla mi l-a vândut cu 60 de rubli. Și eu, să-mi minte faza, eu l-am adus acasă, avea 3 struni, l-am adus acasă și ai mei s-au pus așa, știi? Ha, cântă! Să vedem investiția! Păi de ce brânăiem? Și el ne-a acordat și eu zic, ce-ți cântă? Și zici, așa am știut, bani în doi. Bine, ăla a fost cel mai scump, pentru că n-avem nimic. Da, apropo de momentul ăsta, ei au fost un pic sceptici despre succesul tău și așa mai departe. Au fost sceptici că tu o să ai succes. Ei mă cunoșteau. Când a fost primul moment în care eu zis, băi,
Da, băi, Alex, bravo, mai în sfârșit. Îți spun când a fost la tata, la mama, eu nu le spuneam că cânt în scenă, că nu știu ce, nu, eu eram de ăsta așa, nu prea deschis cu... L-am chemat pe tata la un concert, pe atunci când m-am întors în America, am început eu să activez cu mai multe trupe și cântam cu trupa Trigon. Cântam cu trupa Trigon la un festival și l-am chemat pe taică la concert. El, primul concert al offshore, s-a înflăcărat, știi, și s-a așează și acolo cântă Trigon. Și la un moment dat, era faza aia care pun basul pe așa și cânt ca la țâmbal. Aha. Care am folosit-o, de fapt, e prima fază asta, a fost creată de către Anatol Ștefăneț și Sergiu Testemițanu. Trigonul a creat-o cu mult înainte, eu am preluat-o de la ei și am mai făcut-o în show-urile mele. Și eu am făcut aia, toată lumea așa, mă uit, am văzut că taică-mi era așa, taică-mi-o cu boșete. Am pe urmă întreg, dar și ai plâns, mă, și chiar așa, te-am atins cu solo-ul. Deci, băi, Alex, uite, îți spun. La un moment dat, cânt, ei, hai că e bun. Mă uit, scos basul și ala, dar taică-mi-o e meșter. Scos basul și ala și-l pui așa și eu mă gândesc, ei s-o stricat, săracul. Și taică-mi-o mai scoale. Să vină în scenă să mă ajute să repare. Spune că eu mă scol și mă pornesc când mă aud cu tu-i de-aia așa, mă bufnești și plâns și tot. Dar zic, ce frumoasă asta. Ce faină chestie, da. Dar mama când a fost la primul concert? Mama probabil la o potcoavă de aur. Totuși eu am fost, nu-i chemam la concerte de jazz sau din asta, pentru că îmi dădeam seama că ei au fost crescut cu muzică populară, dar vreau primul efect să fie bun. Ca să nu-i întreb eu ce, dar ei spune, știi cum? Maladiat. Da, decât să te duci, cum a fost? Am chemat la o potcoavă și... Da, a fost bine. Nu știu, eu sunt din asta care nu tare... Ia tot o plâns. Nu tare mă absorb din părerea altora, dar să știi că atunci am văzut-o pe mama mândră. Tata deja e tradițional, el mai vede la televizor și plânge. Asta e a lui. Plânge de dor, el e așa, el e trăierist de asta, știi? Mama, ea studiază, ea vede totul, ea, în ce a fost îmbrăcat, în ce, adică foarte... Da. E fost călcată și cămășuța? Am văzut după primul concert, am văzut în ochii mândrie și probabil asta e cea mai frumos pentru un fiu, când vezi ochii părinților că sunt mândru de tine, știi? E o fază faină. Tu ai simțit că ai realizat chestia asta, indiferent ce sunt oamenii din jur și îți spun oamenii din jur, dacă mama și tata au spus asta și ai simțit, păi nu că au spus-o. Ei sunt legătura ta. Da, cum? Care e legătura cu ei? Frații, foarte bun. Din păcate, acum mama e la spital, că așa e, puțin cu sănătatea, dar totul e ok și taică-mi-o azi dimineață, aseară, adică așa, și-a rupt mâna. Da, sunt ok, ei sunt luptători. Da, sărmană. Dar tare sper că da, totul să fie bine. Relația voastră principală, că e foarte bună. Totul să fie bine. Așa e perioada. Ei sunt în vârstă. Noi, sori mei în Italia, alt frate în Rusia, fratele meu Vasia la Ciocana, eu aici la voi în studio și fratele meu Iura. Avem noroc foarte mare de fratele meu Iura, că el a fost ăla care a spus, dar eu vreau să rămân în sat. Și el, apropo, el, dacă vine în Chișinău, el nu mai ajunge în Chișinău și gata. Eu vreau un sat. Uite, el vrea un sat. Și acum aveți unde să vă duceți? Păi ne ducem la părinți. În primul rând la Iura. Adică e o chestie chiar bravo lui că a rămas în sat, ajută părinții și nu știu, e meșter, ca taică-mea e meșter, face și mașini și tractoare și eu, nu știu, eu mai mult cu stricatul. Zic eu, poate am și eu chestia asta. Dar am vorbit despre cel mai scump instrument și tu ai, da, apreciez foarte păi mult depinde, despre chestia asta, dar chestia, mă interesează chiar o cifră. Există niște cifre foarte mari. Păi asta e chestia că tu când vorbești de scump și eu când vorbesc de instrument, eu vorbesc ca despre o chestie însuflețită, da. Tu când vorbești de scump, vorbești de cifre sau vorbești de ceea ce ți-ai dorit? Păi, uite, formulez altfel întrebarea. Care a fost cel mai scump din punct de vedere financiar un instrument de-a tău? Ah, scump. Scump am unul aproape de vreo 5.000.
Ăla care mi l-a furat, apropo, era destul de scump. Nu mai țin minte. De când? Cum? Păi mie mi-a furat, am fost, mi-a furat mașina, bas, chitara, cu toate, cu pedalele, cu stația de... Mi-a furat-o din Chișinău. Și, e o altă istorie. Nu vreau să-mi amintesc acum. Probabil din astea cele mai scumpe, dar din nou, eu le-am schimbat, de pildă Fender-ul ăsta alb, el nu mai e Fender, înăuntru eu mi-am procurat altă, deci e bas-chitară în bas-chitară, că eu le schimb totul, nu știu. Dar nu s-a recuperat? Nu a găsit poliția, nu a găsit instrumentul? Nu, atunci îl găsesem eu pe alte căi, dar din păcate poliția ca la noi. Alea cu tormul s-au activat. Bine, nu vreau să mă dau. Am înțeles, ok. Părerea a fost o experiență destul de nașpa. Chipurile, până la urmă, i-au găsit pe ea. Eu m-am dus, la un moment dat, mă trăia pe la judecățile alea. Am fost de vreo 3 ori și știi cum, prima oară pe ei, eu adus cât de cât negru la cap, a 3-a oară deja erau suri, procurorul foarte slab, îmi dădeam seama că poate ei nici nu sunt vinovați, și eu am spus că, bă, băieți, lăsați-i, lăsați-o în voia Domnului, eu îmi retrag orice. Păi nu, că ei pot să lucreze, nu știu, să vă întoarcă bani, suma e foarte mare, ce bani să întoarcă? Lasă, dar dacă nu sunt ei, Dumnezeu o să-i. Și am închis chestia asta. Adică ai pierdut în vreo 50.000 de euro? Nu așa, nu, camera la vreo nu mă țin minte toată suma aceea, nu, până în 10.000 de euro, nu, mi-a furat, nu, 50.000, așa, instrumente scumpe nu sunt, baschitări, chiar astea de meșteri făcute, ele ajung până în 10.000. Fadera, nu, eu ziceam de tot ce era înăuntru, cu tot cu mașină, da, și așa. Nu, mașina nu mi-a furat. Adică s-a furat și înăuntru? Mi-a socotit, nu știu că mi-a spus nu-i poliția pe urmă, care-i faza. Înțeles. Bine, o situație mai puțin plăcută cu ele. Din viața ta. Eu am înțeles că cântă cineva prin Ucraina cu ele. Da, sănătate să fie. Știi cum? Înseamnă că tu găsești în actele de caritate, hai să-l numim acte de caritate, o terapie, te simți, da, bine când da, ajut. Să știi, să știi că nu înțeleg de ce, dar chiar n-am avut ură pe ea care mi-a furat. Eu chiar am scris mesajul, că am început mesajul pentru că era în săptămâna patimilor, da? Paști, și am început mesajul că le urez hoților sănătate pentru că m-au fraierit atât de... și a fost o fază, eu am intrat în magazin și când am ieșit cu cumpărăturile cam momentul, dar el era un portbagaj și pe urmă până am dat. O istorie mai... Dar nu, chiar nu am picat. Lasă să fie numai chestia asta. Este teoria asta că atunci când pierzi ceva valoros și pentru tine a fost foarte val, se întoarce. Tu nu pierzi, ți-ți fură, știi? Pierzi, fură. Au fost momente în care ți-a venit tot așa, pe degeaba ți-a furat și la un moment dat... Dar nimic probabil nu se întâmplă așa de la sine, știi? Nu știu, principalul să nu te uzi cu ură și să nu dai, știi cum, Doamne ferește, să începi cu nu știu ce. Nu, e... De obicei sunt omul care mă sărdu să nu pierd. Nu știu, ai pomenit de foarte multe ori cuvântul, ai pomenit de foarte multe ori despre Dumnezeu, despre Dumnezeu cu ei, hai să-i ajute Dumnezeu și așa mai departe. Mm-hmm. Care e relația ta cu spiritualitatea și cu Dumnezeu? Păi, că la orice om, fără asta, care-i scop? Deci, fără spiritualitate, fără... Bine, eu la un moment dat am practicat vreo 10 ani yoga, acum din nou am început. Am practicat yoga începând de când eram în America, pentru că avem foarte mult timp. Și ultima fază din yoga, normal că acolo e mai mult, e o latura budismului, dar ultima fază unde tu vorbești cu tine însuți, autoghipnosul ăsta, de la urmă, eu sigur că mă regăseam să vorbesc cu Dumnezeu al nostru, a creștinilor. Deci noi suntem ortodoxi, noi suntem din moș strămoș, noi creștinismul a fost apărat cu sânge. Și fără latura asta a noastră, fără omenie, fără ce numim noi omenie, ăsta e bun, 7 ani de acasă, asta tot e
E o chestie, e o iubire, dar tot cine încojoară, începând de la muzică, de la discuția noastră, de la paharul ăsta care o să vorbim prin tot asta, eu văd pe Dumnezeu și văd o forță care mișcă. Na, altfel nu e nicio logică. Ceea ce facem, noi ce facem. Cântăm și la un moment dat, la 70 de ani, ne ducem la doina și care chestie. Adică tu crezi că există viață după moarte? Nu, viață după moarte nu știu. Nu mă bag încolo. O să mor, când o să mor, o să-ți spun. Dacă, dar atâta da, timp dar cât acum, trăim pe acest pământ, cât, există un Dumnezeu care ne ajută. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Apropo, o piesă care la 10 ani de activitate Alex Lancia Band, îmi trebuia o piesă de final și l-am chemat pe Ștefanel Albu, care l-am descoperit în festivalul din satul meu natal cu niște artfest. Acolo s-a creat și proiectul Lupii. Și am cântat această piesă care, pur și simplu, am pus-o pe YouTube și la un moment dat a prins atât de bine. O piesă foarte veche care a cântat Iuri da, Sadovne da, da. cu o piesă a domnului Chiriac. Eu cred că nu există Moldova în care să nu știi piesa asta. Ea a fost derulată de tău la Moldova. Regretatului Dabija, Nicolae Dabija. Din moment ce piesa nu că prinde, dar tu spui că fiecare moldovean știe și fiecare moldovean, mai ales din afară, când ascultă, se regăsește. Se rupe sufletul. Și ea e despre Dumnezeu, despre clopotniță. Adică e o chestie care nici nu ar trebui să discutăm noi. Ritualuri de întreținere ca instrumentist. Asta cum, ritualuri? Când te ocupi 8 ore pe zi? Sau, nu mă ocup. Sau nu. Cum întreții calitatea de instrumentist? Mentenanța, să o numim așa. Din păcate, nu prea mă ocup. Mă ocup mai mult cu producții. De pildă, acum ultimul an am făcut și muzică de film și am făcut basul folcloric, am făcut albumul Lupilor, acum am lucrat la un proiect întreg, superb, Lupii și Osoiencile. Basul a fost o fază când am investit mult în bas și la un moment dat mi-am dat seama că mai departe mergem deja tehnic. Totuși, eu încerc basul să-l privesc printr-o vioară, prin voce, încerc cu el să mă joc, încerc. Dar atunci când mereu ești în antrenamente, așa, nu poți. Trebuie să te lăși puțin, să te uiți. Distanță. La distanță și am încercat chiar și în basul capricios sunt unele chestii foarte interesante. Une, în acea bas-gitară dau clopot, dau să aude bătăile inimii acolo. Eu am făcut un remix la Săraca Inima Mea pe bas. Bătăile inimii, pe urmă e o chestie de naștere, pe urmă copilăria, pe urmă adolescența, maturitatea, bătrâneța, explozie, iar inima, iar clopotul și s-aud niște note și eu ridicam capul ca oamenii fără, deci cu muzică instrumentală, el își dădea seama că a fost viața unui om și omul se ridică. Adică chestiile, mie îmi plac mai mult experimentele astea. A fost înțeles basul capricios. Mereu a fost înțeles, a fost cântate la cele mai mari festuri din România și dacă primii pași, primele festivale eram așa, ne puneam pe la început, țin minte ultimele concerte, noi eram deja headliner la festivale de jazz, cu toate că nu era jazz, dar era muzică, până la urmă, știi, era o nebunie în acest bas capricios. Acum s-au schimbat muzicienii și suntem cu alte proiecte, dar era foarte interesant. Probabil cel mai bine retream momentul în scenă, anume cu basul capricios, cu acel proiect. Cu Lupii e foarte fain. Cu Lupii e poveste. Cu Lupii e o poveste povestită prin voci, povestită prin... Da. Aici prin sunet. Și prin... Da, totuși... Mai multe emoții. Din nou ne întoarcem la chestia care spuneai tu la basul capricios. Eu eram liderul unei basul dicta la lup, totuși vocaliștii își spun voce. Cum te recuperezi după? Ai un mod de viață mai sănătos? Ai spus că faci yoga. Cum îți revii după vreun moment din asta? Când eram în turneu, mai ales noi am fost cu Dan, am fost vreo 2 ani,
unde era timpuri din astea, unde mai veneam, schimbam hainele și mai în avioane și din astea. Îmi recuperam numai prin yoga, pentru că, în primul rând, sunt unele exerciții de chakra, de energie, unde știi cum este bateria și ea s-a terminat. Dacă țineți minte, când eram mici la radio și tot scoți și faci tac, tac, tac și o bați și mai merge și, și mai merge, da. Yoga e un fel de chestie de asta, știi, care totuși îmi dădea pe urmă, parcă pandemia le-a rezolvat pe multe. Am dormit destul. Dar apropo, ce te-ai ocupat în perioada asta a pandemiei, când muzica a fost pe, sau muzica, concertele au fost pe stand-by? Bine, mie sigur că mi-au lipsit concertele. În rest, am făcut fix aceleași chestii care le făceam și până la pandemie. Ce anume? Care pasiuni? Am umblat în studio în toată ziua. Mi-am cătat de treabă ca să nu mă complic, ca să nu mă pun pe unele faze de, nu știu... De gruz, cum spuneam mai devreme. Da, de gruz, de temere, de, ca să nu ocup creierul cu alte chestii. Și așa, în lume sunt multe... Nu, la mine a fost fix aceeași perioadă, pur și simplu... Nu te-ai uitat mai mult la film, n-ai mai mâncat mai mult, nu te-ai îngrășat, nu ai iubit mai mult sau neiubit mai mult. Cu iubitul, cu este sigur că fiecare a făcut mai mult, pentru că de moment ce era acasă, știi, mai ales când a fost perioada mai... Lockdown, da. Da, dar o să apară acum, apar concertele și totul devine la normal. În sat la tine, tu ai creat un festival. Da, unde acolo s-a avut loc prima sămânță a lupilor. Așa, acolo, tu acolo ai înființat proiectul Lupii. Da, pe malul Prutului, cu lumea din sat, era a treia seară. Noi am cântat trei seri la rând și era a treia seară unde ne-am dat seama că totuși prea rock suntem. Trebuie ceva mai pământiește, ceva mai pentru oameni. Și am făcut unele remixuri populare, pune, mi-am dat seama că, bă, uite că guz prinde foarte bine. Și atunci am făcut, după aia am făcut balada lui Radu Negustin și pe urmă am făcut Inima Sălbatică, unde l-am descoperit pe guz, l-am redescoperit pe guz, un mare talent și o mare voce, ca nu știu, el a vibrat din start pe ceea ce vroiam eu. Și am zis, wow! A fost și al Andrei Glavan în acest proiect. Am creat, acum și ajung și la Andrei, am făcut primul concert la Teatrul Eugen Ionescu. După festival, în câteva luni, am făcut primul concert unde căutam cu guz, cum să numim, și eu spun, băi, cu timpul repetițiilor, că guz spunea tot timpul, la dăm unul, la altul, suntem ca o haită de lupi. Băi, lasă lupi, băi, banal. Păi, banal, lasă-ți fi lupi. Eu cred că o prins foarte anume. Și am pus lupi, Andrei era corupt cu alt proiect. Glavan. Da, Andrei Glavan, ca să nu supere, luam și pe el, pentru că lupii, așa s-a întâmplat că eu am vrut un promo destul de repede. Nu avem timp deja ca la Alexandria Band și în noiembrie am creat lupii, în ianuarie am cântat la Eurovision finala în recital din România. Pe urmă, în toamnă am cântat Cerbul de Aur și pe urmă s-au început festurile. Unul după altul, da, adică da, succesul a venit destul de rapid. A venit rapid pentru că e o rețetă, eu știam că instrumentiștii sunt buni, eu știu cât de cât deja avem experiență în aranjamente, în fuziune, ca să-i spun așa, ca să nu, totuși, să te joci cu folclorul, trebuie să fii foarte atent, e pe muche de cuțit, ca să nu dai în chici, în alte chestii. Îl avem pe Gus, care era mare în scenă. Baza, și da. Și atunci, ca să nu se supere Andrei, l-am luat ca un fel, dai, mai avem și niște chestii în engleză. Și Andrei ieșea ca o fază, el cânta unele faze de engleză la un moment dat. Noi cântam lupi și nu știu de ce am făcut chestia asta. Probabil că am vrut să fie toată echipa.
Dar eu prins foarte tare în București și da, în România, da, pe urmă am... Bine, trupa abia e la început. Din ceea ce vreau să fac eu, din Lupi. Asta nici primul pas nu e. Okay. Pe urmă am văzut... la Guz a început să meargă foarte bine în România. Avea hitul Prefer și Guz a spus, băi, eu aș vrea puțin să mă retrag, că lumea de-abia fac primii pași și lumea nu o să știe. Guz e la Lupi, nu știu mai ce. Și el s-a retras și eu căutam voce și spun, băi, Andrei, hai încerc tu. Andrei, sigur că spune, băi, Alex, te ajut cu mare drag, dar nu vibrez eu înspre Lupi în partea asta. Da. Și am cântat cu Andrei, am cântat multe concerte. Chiar îi mulțumesc, el ne-a ajutat ok, până la un moment dat când am spus că, băi, super, acum deja am găsit vocaliști, acum este Cristi Gursac, Cristiano, un băiat superb, îl mai avem pe Vitalie, tot de Rașcu, îmi trebuia un lup mai de ăsta, care când îți cântă lume... Haită! Da, și Guz, pe urmă este Sergei Ivanov, Sergei Sunor la tobe, Dumitru Niculisean, Andy Oancea, suntem o gașcă mare, ce, băi, o haită adevărată. Da? Da. Și asta e. Apropo de colaborare cu surorile Osoianu, ele atât de bine se pupă cu Lupi și cu tot ce înseamnă proiectul ăsta. Surorile Osoianu e o capodoperă. Absolut. E ca și cum e Nicolae Botgros, cum ăștia sunt cei care pe umerul lor stă favor și surorile Osoianu, o să-i dai Dumnezeu sănătate. Nu știu, deci cinci voci să sune ca una și să vibreze la fel. Eu nu am văzut chestia asta. Deci totuși asta sunt surori, cinci. Deci noi nu ne dăm seama că nu știm de mici. Aia e surorile Osoianu. Dar asta e o forță și eu le numesc fenomen aceste femei. E o plăcere mare să cânt alături de ele. Mereu când ne vedem, oare că ele sunt născute tot pe malul Prutului, ele sunt în raionul Fălești, eu sunt în raionul Glodin, dar suntem pe aceeași lungime și de unde. Și eu sunt pe malul Prutului. Da. Măcărești un ghen. Și ce urmează, tare îmi doresc Lupii să implutesc cu orchestra simfonică, am și aranjamente, am tot, mai trebuie din nou, trebuie știi cum, faci multe experimente și multe, cea mai mare problemă aici e la noi că nu e piață de desfacere. De-aia Lupii a fost foarte bine vândut și foarte bine cotat în România. La noi în Moldova, așa. Apropo, Lupii e un proiect deschis. Lupii e proiectul neamului. E proiectul unde dacă cineva are talent și vrea, eu cu mare drag îl accept în proiect. Deci e chiar un deci proiect cu ușile deschise. Deci vocaliști și instrumentiști toți. Nu, neapărat tinerii. Neapărat. E proiect deschis. Deci dați buzna aici. Veniți toți și talentați. Principalul să ne răbdați pe noi. Asta da. E altceva. Bine. Eu îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Ciocnim. Ciocnim și facem calupul. Mersi mult. Eu îți mulțumesc din suflet. Mersi mult. Apropo, probabil e primul interviu în perioada pandemiei. Nu prea am dat interviuri, așa că... Am rupt-o eu. Da. Să fie de bun augur și cât mai repede să revenim la normal. Să treacă toată această urgie. Tip.